Auzit voi copii, aghia se ajung doar neutru. Dar neutru. Nu mai ești de chipsă, mai stai la casa mea. Da,
seara! Bine ați venit aici, în Mărâncraf, la casa numărul 276. Și mă bucur că ați venit astăzi așa de mulți să vizionați spectacolul pe care l-au creat copiii veniți în tabără aici, la Mărâncraf. Avem copii din Alma Vii, din Archita, și cei din Mărâncraf și din Viscri. Și împreună, coordonați de partenerii proiectului nostru Teatru Tact, Gianina și Ștefan au lucrat foarte mult cu acești copii, am pregătit acest spectacol, sper să vă placă. Proiectul nostru este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Fundația Mihai Eminescu Trust a organizat toate aceste activități pentru acești copii, pentru a vă crește interesul pentru cultură. Și cred că trupa de teatru care s-a format aici o să meargă în turneu de acum. Mărâncraf este primul spectacol, adică este primul sat unde prezentăm acest spectacol. Urmează să-l prezentăm și la Alma Vii, și la Archita, și la Viscri. Și sper că vom lucra împreună și în alte proiecte cu ei și cu ceilalți copii care au pregătit decorul pentru piesa de teatru și au lucrat intens și la invitațiile pe care le-ați primit fiecare. Sper că v-au plăcut. Fiecare din copiii care nu au jucat în piesa de teatru au lucrat la aceste invitații. Sper să vă placă, să vă distrați și să-i aplaudăm pe cei din care au pregătit. Vă rog să aveți îngăduință, să faceți liniște, pentru că au emoții și vocile lor sunt acum în formare și probabil că au nevoie să fie ascultați cu mare atenție de către dumneavoastră. Sper să vă placă ce am lucrat noi împreună aici în câteva zile. E o mare realizare pentru ei în câteva zile să reușească să facă ceea ce o să vedeți dumneavoastră în această seară. Eu îi aplaud, o să-i aplaudați și dumneavoastră la final. Ceea ce o să mai vedeți aici pe scenă, decor, mici obiecte de recuzit au fost făcute de ei. Așa că doar atât am avut să vă spun. Copilași, să fiți atenți și voi, că cine știe, peste câțiva ani o să fiți și voi în această tabără, să faceți liniște și să-i urmăriți cu drag și cu plăcere. Vizionare plăcută și toate cele bune! Fata, tati, unde ești? Aici.
aici, tătucă. Da, ți-am isprăvit de spălat. Vino aici, fata mea. Zi, tătucă. Draga tati, ia ca ce-mi tot spune maică ta. Că, nu, că ești rar, că nu asculți și că nu mai este de chip să stai la casa mea. De aceea tu te încotro te-o îndreptat Dumnezeu, ca să nu mai fie atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta. Dar te previn, ca un tată ce sunt, ca oriunde te duce, să fii blajină, harnică și supusă. Căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, ca mai fost și mila părintească la mijloc. Dar prin străin, Dumnezeu știe peste ce soi de oameni te-ai dat și nu ți-o putea răbda câte ți-am răbdat noi. Bine, tăticule, dacă asta vă este voia, am să plec. Rămâi sănătos, tăticul meu. O să țin minte povețele tale. Thank you.
Dar ce caute ești, copilul? Da. Și cine ești? Da. Cine să fiu? Ia, o fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Pentru cel de sus știe cât i-am tras, de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și necunoscând pe nimeni și îmi dând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu să mă povăzui la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășduire. Sărmană, fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndemnat la mine și te-a primejduit. Eu sunt Sfânta Duminică. Învește la mine astăzi, căci mâine n-ai să pleci cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar ce trebuie să fac? Uite, să-mi speli copilașii care acum dorm și să ne gănești, apoi să îmi faci bucate și când mă faci acasă de la biserică să le găsesc. Nici reci, nici fierbinți și nu mai bune de mâncat. Bine, măicuță. Copii, veniți la mama să vă îngrijească. Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi putere și nu mă lăsa. Copila mea, pentru că te-ai îngrijit de toate și mâncarea a fost întocmai cum ți-am spus, te rog să îți alegi o lată care îți place ție mai mult, dar să nu o deschizi până acasă. Bine, mai puțo. Mulțumesc! Și păzește-mă, Maică preacestă din ce, s-o îmbogățim moșneacul. Fata mea! Hai că vin acum! S-o îmbogățim moșneacul, Doamne ferește, uite-te! Hai,
Pentru fata lui și ca totul să vă meargă bine, am să vă cânt un cântec, știu doar de mine. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt. E zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel sfânt. E zi de rugă și de cânt, e zi cu ea.
A fost foarte frumos, ne-am făcut mulți prieteni și cu chestia asta care facem acum. Teatru, foarte fain. Teatru și prieteni. Apoi cântăm, ne facem teatru. Trebuia să zic că o fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă și curăță-mă de omizi, că poate ți-o prinde și eu bine vreo, dar oricum o să pe de rost. Cam serios, pentru mine la fel. Gara am făcut în tapără anul ăsta. Și anul ce vine, parcă facem un Alma Vino. Am făcut foarte mulți prieteni. Îmi cheamă Maria, Sidonia, mai mulți, Sabin, Sorin. În tabăr a fost o experiență foarte frumoasă, ne-am distrat foarte mult, am făcut diferite activități care chiar mi-au plăcut. Am făcut teatru, am vizitat biserica și ne-am distrat. Pe prietena mea o cheamă Rebecca, pe cealaltă prietena mea, o cheamă Valentina și pe prietena mea, Alina. Am încercat din greu să învăț replicile, dar până la urmă am reușit să le învăț și m-am străduit și cam asta a fost. Vreau să le mulțumesc pentru experiența asta
experiența aceasta pe care nu o pot niciodată să o uit. Eu nu sunt atât de pricepută ca Ștefan și ca Gianina. Ei sunt niște actori născuți, dar eu nu sunt chiar actor, ceva începătoare. Știți? Și am emoții, nimeni la primul spectacol nu are emoții, eu chiar am. N-am mai fost niciodată în tabără, este prima dată și chiar mi-a plăcut. M-am distrat foarte mult și cu prietenii și cu frații mei, Emil și Angelica sunt niște frați extraordinari. Îmi place foarte mult aerul proaspăt, îmi place să fac noi prieteni, să descoper multe lucruri. Mi-a plăcut mult în tabără, niciodată n-am fost într-o tabără, asta e prima dată când am venit într-o tabără și foarte frumos aici. Mi-a făcut mulți prieteni, pe Maria, pe Flori, pe Emil, pe Angi, mulți copii. Activitatea asta de teatru mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt povestitorul și o să cânt o priceasnă azi și după aceea o să mai fac ceva. Eu sunt din județul Brașov, din Viscri. Andrei mă cheamă. Mi-a plăcut, a fost foarte frumos, mi-am făcut prieteni noi, am făcut o piesă de teatru, am lucrat foarte mult. Eu nu eram în piesă rol principal de la început, dar cu două zile în urmă am primit rolul de moș. Mi-a făcut foarte mulți prieteni, dar mai ales mă bucur că l-am cunoscut pe Sergiu și pe băieții aceia trei de acolo, foarte amuzanți. Sergiu e din Archita. Da, așa, are 12 ani, băia foarte de treabă. În tabără a fost foarte frumos, a fost distractiv, mi-am făcut mulți prieteni, pe Florentina, Sergiu, Sidonia, mai mulți, din Viscri, din Mălâncrav, din Archita. Mai mult ne-am bazat pe teatru, am făcut foarte, foarte multe repetiții, rolurile sunt foarte ușoare și este și distractiv. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am făcut și prieteni noi și doamnele mi-au plăcut, mi-a plăcut totul în tabără, dar e păcat că mâine vom pleca și o să mai... O să ratez toată experiența asta frumoasă în tabără. Dar asta e prima mea săptămână în tabără. Am făcut teatru, am desenat, ne-am jucat. Bine și frumos. Am făcut teatru, ne-am mai jucat și atât. Am cântat. Sunt Bunescu Liza, am participat în calitate de voluntar la tabăra de copii din Mălâncrav. A fost o experiență extraordinară atât pentru cei care au organizat, dar mai ales pentru copii. Ei au avut ocazia să socializeze, să facă activități pe care în mod normal nu le-ar face acasă. Și-au depășit unii dintre ei temerile, au avut tot felul de provocări. Eu m-am ocupat de copilașii care au făcut activitățile legate de decorurile piesei de teatru, invitațiile către săteni pentru aceeași piesă de teatru. Și totul a fost foarte benefic pentru ei. Aceste tipuri de activități le sunt necesare și contează extraordinar pentru dezvoltarea lor personală. Proiectul cultural CREARTE, educație culturală artistică pentru comunități marginalizate, este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Fundația Mihai Eminescu Trust. Acest proiect are ca scop conștientizarea locuitorilor din comunități rurale marginalizate cultural asupra importanței educației culturale artistice
pentru dezvoltarea durabilă a comunității. În acest proiect am implicat tânăra generație, copii și tineri din satele Almavii, Archita, Mălâncrav și Biscri, pentru a le crește interesul pentru actul de cultură. Am organizat o serie de ateliere creative, tocmai pentru a stimula interesul și chiar și creativitatea acestor copii și pentru a-i implica în actul de cultură. De asemenea, am organizat o tabără în cadrul căreia partenerii proiectului Teatru TAC și Asociația Artiștilor Plastici al Sighișoara Castrum Sex au pregătit ateliere și au realizat împreună cu copiii un spectacol care va fi prezentat în fiecare din cele patru sate. În afară de aceste activități, avem inclus și vizita la teatru. Practic o să vizionăm o piesă de teatru la un teatru de stat, pentru că majoritatea acestor copii nu au ieșit aproape niciodată sau puțini au ieșit din satul lor, din comunitatea lor, iar prin scoaterea lor din zona de confort pe care le oferă comunitatea, încercăm să le oferim un nou orizont de cunoaștere asupra ceea ce înseamnă cultura. Și practic prin aceste lucruri să îi facem să conștientizeze de fapt patrimoniul cultural pe care îl au în sate și care poate fi valorificat pentru a dezvolta durabil comunitatea. Totodată, prin prezentarea spectacolului în fiecare din cele patru sate, încercăm să câștigăm o audiență nouă. Aceste sate sunt niște sate multiculturale. Există 3-4 minorități care locuiesc în aceste sate. Sunt romi, sunt români, sași și maghiari. Iar prin implicarea acestora în acest proiect, încercăm să creștem și interesul adulților pentru educarea copiilor în această direcție și pentru a înțelege valoarea pe care o are cultura și importanța în culturii în dezvoltarea comunităților. Pentru că în afară de dezvoltarea economică, dezvoltarea din punct de vedere cultural poate genera și venituri pentru aceste comunități care sunt marginalizate nu doar din punct de vedere geografic, ci și cultural. Acest proiect sperăm să aibă o continuitate, ne vom strădui să implicăm acest nucleu de copii, de tineri pe care l-am selectat în cadrul acestui proiect și în proiecte, în alte proiecte viitoare ale Fundației Mihai Eminescu Trust. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt. E zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului ce sfânt. E zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului ce sfânt. Dar să-mi puneți întrebări, adică să știu cu ce să răspund prima dată. Adică ori cu tabăra sau să mă întrebați cum a fost în tabără, știți, ca să știu ce să-ți spun. Da, cu tabără. Eu, Emile, dar nu te mai uita la mine, nu-i de la că am emoții. Pune cu tabără. Eu? Păi ați pornit? Nu opriți! Și uite, așa s-a sfârșit povestea noastră. Tare mult mă bucur că totul s-a încheiat cu bine.